dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, cum ați văzut și din titlu, vreau să vorbesc despre preferatele lunii septembrie. Nu știu iar când a trecut luna asta, însă am ales pentru voi încă 5 produse care mi-au plăcut și pe care le-am folosit foarte mult, încă 5 conturi de Instagram sub 10.000 de followers, devine din ce în ce mai greu. Două cărți care mi-au plăcut super, super mult și o piesă pe care am ascultat-o destul de mult. Așa că să nu mai lungim vorba și să-i dăm drumul la treabă. Voi începe cu un produs de îngrijire a tenului. Este vorba despre un gel de curățare spumant de la CeraVe pentru ten normal până la gras, care arată cam așa, este cu pumpiță. Îmi place foarte mult acest produs. L-am cumpărat din farmacia Tei, cred că a fost vreo 33 de lei, nu mai știu exact. Are 236 de ml, are destul de multe ingrediente, așa la o primă vedere, destul de mișto. Cu siguranță o să-i fac o recenzie pe blog și m-a convins destul de repejor că o să-mi placă foarte, foarte mult. Încă un produs de îngrijire, dar de data asta pentru unghii. Este vorba despre un produs de la Evelyn, Maximum Nail Growth, cam așa arată. Eu o folosesc ca o bază pentru a întări unghiile și pentru a... Pentru că nu se colora unghiile de la ojă și atunci când o folosesc pe asta, deci am unghiile extrem de tari și nu s-au mai exfoliat, mi s-a părut foarte mișto asta. Nu știu exact dacă ajută și la creștere, nu am observat neapărat o diferență enormă, dar vă spun sincer că produsele venit pentru unghi chiar fac minuni. O să vă arăt un fond de ten, o pudră fond de ten. Am prezentat acest produs și în clipul trecut, clipul acela cu... cum fac machiajul cu doar 5 produse. Este vorba despre pudra Wet n Dry Compact Powder de la Flormar, pe care am folosit-o destul de mult, deci o să ajungă probabil în curând la Empties. Îmi place foarte mult, așa cum ați văzut în clip. Dacă n-ați văzut clipul, o să vă las încă sacul de descrieri ca să puteți să-l vizionați, să vedeți exact cam ce face pe fața mea și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Chiar recomand să încercați și voi acest produs. Pentru sprâncene am descoperit o pomadă de la Douglas și acest produs l-am folosit în clipul trecut. Este pomadă Brow Pomade Waterproof Tinted Brow Pomade în nuanța brunet. Este ce port și astăzi pe sprâncene. Este destul de folosit acest produs. Am abuzat de el, sincer, în ultima perioadă și era evident că o să ajungă la favorite, pentru că face o treabă foarte bună, mi se pare ușor de folosit, nu se întinde, deci l-am testat, pentru că scrie că e waterproof, l-am testat în apă, nu m-am dus la piscină sau ceva de genul ăsta, însă m-am dat pur și simplu cu apă pe față, pe aici, pe la sprâncene, și am observat că nu se duce. Bineînțeles, dacă insiști, o să se ducă, dar în momentul când intri în apă, de exemplu, la piscină, nu stai să freci în timp ce faci bai, nu? Așa că cred că e cu adevărat că este waterproof. Eu asta am testat, asta vă zic, merită toți banii, cred că a fost până în 40 de lei, foarte mișto. Și ultimul produs de machiaj este un ruj de la MAC. Primul meu ruj de la MAC. L-am luat de la Auro, a fost la ofertă, a fost până 90 de lei. This is my little precious MAC lipstick. Nuanța mea este... kinda sexy. Nu credeam că o să-mi placă atât de mult. E un nude superb, superb, superb. Și cred că cel mai bine o să fac și un swatch. Cam așa. Pare spre portocaliu așa, însă... nu știu, chiar îmi place foarte mult. L-am consumat destul de mult pentru că... îmi place că se aplică foarte ușor, nu am nevoie neapărat de contur. Nu am observat să reziste extraordinar de bine, adică nu-mi reziste cu siguranță 8 ore, să zic că 4-5 ore, deci destul de decent. Îmi place super mult nuanța, modul de aplicare și e cât de cât ok și pentru rezistență. Da, trebuia să apar și tu la favorite că ești delicious. Și numele, ce drăguț, kinda sexy. Mai departe am cele două cărți care v-am spus. Prima este de la Gail Forman, dacă te-aș găsi. Această carte are deja și recenzie pe blog.
arată cam așa. Este partea a doua. Prima este Dacă aș rămâne. Foarte mișto. Trebuie să citiți prima parte ca să înțelegeți partea a doua. Dacă ați citit prima parte, atunci veți ști că vă veți întâlni cu Adam și Mia, doi tineri care s-au înălăgăstit. Mă rog, tipa suferă un accident destul de grav, își pierde familia. Prima parte se desfășoară mai mult când este ea în spital, în comă. Iar partea a doua deja a trecut câțiva ani. Însă, cumva, viața face să-i aducă înapoi, să se întâlnească întâmplător sau nu. Și nu vă pot dezvălui finalul. Trebuie să citiți cartea, mi-a plăcut extraordinar de mult. E ușor de citit. Și clar trebuie să citiți prima parte ca să înțelegeți cartea asta. Și cealaltă este Cecilia Ahern, pe care am terminat-o chiar acum câteva zile. Este destul de groasă, după cum vedeți, dar se citește repede pentru că e scrisul măricel. Și se numește Mulțumesc pentru amintiri. Chiar mă bucur foarte mult că am citit cartea asta. M-am băgat așa pe sub pielea personajelor, mi-a plăcut destul de mult și destul de mult, mi-a plăcut chiar foarte mult. Da, erau multe chestii care, cine ar părăsi locul în care stă, țara în care stă, ca să se ducă după un tip care consideră ea că are o legătură, deci parte de SF, sincer, dar e o poveste de dragoste destul de frumoasă și chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut super mult. Tatăl fetei mi-a adus aminte foarte mult de socrul meu. Multe chestii care se asemănau și asta mi-a făcut și mai mare plăcere să citesc cartea. Este, v-am zis, ușor de citit. Cred că există și ediția necartonată, asta chiar e super grea în geantă. M-am chinuit, sincer, să o car după mine. Însă în ultimul timp o citeam mai mult pe acasă și coperta este foarte frumoasă. Povestea în sine este super faină, o să-i fac și recenzie cât de curând pe blog. Vă recomand! Acum să trecem la cele 5 conturi de Instagram pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Am observat că am făcut asta, cred că, de prin mai, aprilie sau mai. Și devine din ce în ce mai greu pentru că mulți încep să cumpere, pentru că asta se cere. Și mi-e destul de greu să mai găsesc conturi care îmi plac și care sunt faine și să fie și organice, dar voi încerca să fac asta cât de mult pot. Prima tipă pe care vreau să vă arăt este Nicoleta, mamă pe TOC. Deci foarte mișto denumirea blogului ei. Arată cam așa contul ei. Și are niște poze extrem de frumoase. Chiar îmi face plăcere să stau pe contul ei și chiar mă inspiră. Îmi place super mult. Mult succes, Nico, mai departe. Pe următoarea persoană este... Le-am notat aici pentru că le uit. Raluca. Pe Raluca am și cunoscut-o personal. I-am spus că o să aibă mai mare succes pe partea de mâncare pentru că face niște poze foarte mișto și rețetele ei, în general, sunt destul de simple și pot fi făcute repejor. Acesta este contul ei. Și uitați-vă și voi ce poze, ce poze frumoase face. Deci, bravo, bravo, Raluca, chiar m-a surprins și cred că ți-am zis de fiecare dată că îmi plac foarte mult pozele tale. Mult succes mai departe. Alexandra. Mi se pare că e româncă, dar este stabilită în Londra, sper să nu greșesc. Are un cont foarte, foarte mișto și ea nu are foarte mulți urmăritori, adică chiar are puțin față de contul ei, sincer, părerea mea. Și uitați-vă ce poze drăguțe și super faine face. Mult succes și ție, drăguța! Mai departe, o să vă arăt și pe Camelia. Camelia deja are destul de mulți ani în blogging, dar are un feed foarte, foarte mișto și, nu știu, îmi place, îmi dă așa un sentiment de liniște. Îmi place foarte mult contul ei de Instagram, colțul Cameliei, Camelia Neagă, cu siguranță o știți. Da, deci
Poți să le iei chiar așa, parcă mă liniștesc. Te pup, Camele, dacă te uiți la acest clip. Și ultima tipă este Raluca, belu.raluca. Are un blog de travel, este din București. N-am descoperit-o de extrem de mult timp, însă pozele ei chiar sunt mișto. Nu înțeleg de ce are doar atât de puțin urmăritor, pentru că merită mai mult. Deci nu știu, parcă sunt acolo cu ea. Foarte, foarte, foarte mișto. O să las linkul fetelor ca de fiecare dată în căsuța cu descriere, în cazul în care vreți să mergeți să le vedeți feed-urile, să le vedeți paginile de Instagram, să le dați like, follow, ce vreți voi. Și ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi este o piesă. Mi se pare, de fapt este o piesă mai de nuntă, sincer, pentru cupluri, de dragoste, de iubire veșnică și așa mai departe. Dar îmi place super, 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 super mult. Îmi plac foarte mult și versurile, Trupa Zero și Evelyn pentru totdeauna. Nu știu dacă pot să pun ca să nu mă amendez ăștia de la YouTube, că n-am voie să pun conținut din ăsta. Văd o piesă destul de potrivită pentru dansul mirilor. Astea sunt lucrurile care mi-au plăcut foarte mult în luna septembrie. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept să-mi lăsați încă asta de comentarii dacă ați încercat ceva produse pe care eu le-am preferat luna asta, pe care le-am descoperit. Dacă le urmăriți pe fete, să-mi lăsați și mie în comentarii să-mi spuneți dacă le urmăriți sau dacă o să le urmăriți de acum încolo, dacă vă place ce fac. Nu uitați să-mi dați mie un like, un subscribe și vă mulțumesc foarte mult că am crescut destul de mult cel și am de gând să fac un clip de tip Q&A, adică întrebări și răspunsuri. O să vă anunț pe Facebook și pe Instagram cu siguranță când o să fiu pregătită să zic ca să pot să fac acest clip. Nu uitați să zâmbiți, să fiți fericite și ne vedem data viitoare. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare, v-am pupat! Pa, pa!